Dragi prieteni, ne aflăm exclusivist pe pagina de Twitter a celor de la EA Sports. Ei bine, avem o știre de ultimă oră. Cei de la EA au anunțat de la departamentul lor central că noul sezon, după cum se poate observa, new season coming next week, ca poză de copertă, dar noi în acest videoclip avem data oficială a lansării noului sezon, în cazul în care nu mă credeați. E bine, avem informația concretă, toată dovada este acum pe ecran, pe micul dumneavoastră ecran. Ei bine, noul sezon, și anume FIFA Mobile 22, adică 2022, sezonul 6 al acestui joc FIFA Mobile, va fi lansat, noul sezon, pe data de 18 ianuarie. E bine, în România va apărea prima dată pe iOS, după cum știți foarte bine că s-a întâmplat și în ultimii ani, probabil după ora 19 a dății de 18. În timp ce evenimentul Pre-Season Freeze se termină pe data de 17 ianuarie, deoarece se termină la ora 21. Și astfel vom mai avea aproximativ 24 de ore pentru a ne definitiva echipele. E bine, nu uitați să păstrați line-up-ul cu cea mai mare echipă a voastră, deoarece vom primi noul sezon premii pe baza overall-ului din acest sezon 5. Vom primi premii pe baza punctelor now and later, deci dacă nu aveți multe puncte, ar fi momentul să mai faceți. Vom primi jucători now and later, că de asta le și spune now and later, acum și mai târziu. Deci, dacă ați făcut jucător în later, îi veți primi cu versiuni de 80-82, intervalul acesta fiind, în noul sezon. Cam așa va arăta coperta oficială a noului sezon. Eu zic că arată destul de bine. Noul sezon se lansează pe 18 ianuarie, așadar vă anunț în mod oficial că aceasta este data lansării FIFA Mobile 22. Vă aștept săptămâna viitoare cu clipuri exclusiviste pe acest canal, cu acest nou sezon al jocului FIFA Mobile. Deci abonați-vă la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja și dați un mare share prietenilor la acest videoclip și un like dacă acest clip v-a fost de folos. Până la următorul video, toate cele bune, aveți grijă de voi, la revedere!